Bună, vă salut de aici la Liga Prieteniei din zona sud. Am urmărit un meci între băieții de la PSG Pantelimon și cei de la Marta Logi Activ. Sunt alături de Nicu de la PSG Pantelimon, scuze. Bună seara, Nicu. Bună. Cum a fost meciul din seara asta? Foarte frumos. Băieții știu fotbal și nu ne-am lovit. Au fost foarte bun ca joc, așa, și știu că mi se pare că sunt pe locul 3 sau 4 în Liga 1, nu? Marta Logi. Și băieți de nota 10. Cred că e cel mai frumos meci al nostru care s-a jucat. S-a lovit ușor, dar... Acum, meci de fotbal fără o lovitură nu există. Altcineva cu cine am jucat mai dat timp și intenționat. De exemplu, cu Liverpool 2, etapa trecută în campionat, cam ne-a lovit și se văd urmările. Cu toate că am fost noi puțin 6, dar păcat. A fost primul meci din cea de-a doua serie din cupă. Da. L-ați câștigat, ceea ce e foarte important, pentru că în această etapă a cupei se califică echipa de pe primul loc. Deci, practic, ar trebui să bateți tot. E cam greu să bate tot. Îi vedem și pe băieții de la Grivița aici, dar avem un meci cu ăsta, un meci greu cu FC Berceni, care se știe ce echipă e. Campioană. Da, dar dacă i-ați bătut pe băieții de la Marta Lugii Activ, care sunt pe locul 3 în cupă în Liga 1, șanse, da, exact. Sper să scoatem măcar un egal, că s-ar putea cu 7 puncte să mergem amândouă echipe, dacă nu mă înșel, că văd că și băieții de la Grivița acum îi urmărim, să vedem că luna viitoare avem cu ei, ultimul meci. Și așteptăm cu drag și pe ei. Mult succes vă doresc! Mulțumesc frumos, să rămână! Iar voi nu uitați să intrați pe pagina noastră de Facebook, Liga Prieteniei, să ne dați un like, de asemenea să accesați site-ul nostru ligaprieteniei.com. Mulțumim frumos sponsorilor noștri, Brotac Medical Center, Eden Total Care și Cipita. V-am pupat!